mineri să plecăm de aici bucuroși că salvăm mii de mineri de la un genocid social. Pentru ce ne împrumutăm cu 15 miliarde de euro? Care am un prieten? Eu am o discuție cu domnul Cățu. Știu, da. Se întoarce în Parlament, îl întrebi. 15 miliarde de euro. Și... Da, da, în plenul ni s-a răspuns. Bună seara, crește nemulțumirea socială, pensionarii, polițiștii, minerii, chiar și elevii ies în stradă pentru a cere guvernului să-și onoreze, guvernanților, să-și onoreze promisiunile pe care le-au făcut pentru a obține voturi. Dinspre guvern însă vine același răspuns. Nu sunt bani. Asta în condițiile în care specialiștii avertizează că prețurile vor exploda în perioada următoare și că inflația este mult mai mare decât cea care este în acest moment prezentată de către autorități. Mergem la Marina Cioacă, imediat vom vorbi și cu domnul Victor Ponta. Pentru început, Marina, bună seara, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Cele mai mari scumpiri din ultimii 45 de ani. Asta i-ar putea aștepta pe români, potrivit economistului Mircea Coșa. Profesorul în economie a declarat că inflația este de fapt mult mai mare decât s-a prognozat și că prețurile ar putea crește mult mai mult decât o arată statisticile. În acest context, profesorul de economie i-a îndemnat pe români să aibă foarte mare grijă pe ce își cheltuie banii. Economistul Mircea Coșa a explicat și cum s-a ajuns la această problemă. Spunea el că din cauza pandemiei de coronavirus s-a creat la nivel global un val de inflație, un val ce va ajunge foarte curând și în țara noastră, lucru confirmat și de către Banca Națională a României. Mai mult, spunea profesorul Mircea Coșa, în România aceste influențe externe vor fi din ce în ce mai negative, pentru că sunt o serie de probleme în țara noastră care nu au fost rezolvate, precum lipsa unei clarificări a liberalizării pieței energiei sau o industrie care este prea puțin dezvoltată. Mulțumesc, Marina, mulțumesc și invitațiilor din această seară, domnul Bogdan Jelea, analist politic, domnul Nicu Fălcoi, deputat USR, domnul Călin Bota, deputat PNL, domnul Florin Emanuel, reprezentant al PSD și domnul profesor Marius Pielanu, sociolog. Îi mulțumesc și domnului prim-ministru Victor Ponta, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Domnule prim-ministru, situația este cel puțin ciudată, pentru că avem acești bani pe care Uniunea Europeană îi acordă statelor membre pentru a ajuta economiile să iasă din criză. Pe lângă banii ăștia, totuși, cel puțin din perspectiva României, urmează urgia, înghețări de salarii, înghețări de pensii, alocațiile nu cresc. Ce se întâmplă? Care e realitatea de fapt? În primul rând, bună seara, îi salut și pe invitație dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc eu să monopolizez, vreau să vă spun însă că eu m-am așteptat că vor fi probleme sociale. De-aia, sigur, nu sunt om de stânga, n-am votat cu PNL sau USR, știind că 2021, probabil și 2022-2023, pensii, alocații, salarii vor fi probleme foarte mari. Ce mă uimește pe mine și ce nu înțeleg este faptul că de la un guvern de dreapta, condus de liberali de principiu, la care sigur sunt și cei de la USR, mă așteptam să fie mult mai mult pro-business, să dea drumul la investiții în România, să dezvolte sectoare esențiale pe care toate țările din jurul nostru le dezvoltă acum. Și mă refer la minerit, la energie, la producție. Ori vreau să vă spun că mă lovesc zi de zi. Vorbesc cu oameni care vor să investească în România, români sau străini, dar care vor să vină în România și care toți îmi spun același lucru. Nu reușim să obținem un aviz, nu reușim să obținem o hârtie, nu reușim să ne facem investiția. Uite, ne ducem cu banii în Bulgaria sau în Ungaria sau în Serbia sau în Polonia, că acolo ne primesc cu banii, voi nu ne primiți cu banii. Și eu mă întreb așa, uitându-mă, zic, dom'le, de ce nu-i primim? Nu-i vrea cineva? De ce îi plimbăm de la un birou la altul, de la o hârtie la alta, de la o semnătură la alta, de la un aviz la altul? E o bătălie acum pentru cine își revine din criză. Dacă vă uitați, Statele Unite ale Americii se mișcă mult mai repede pentru că s-au mișcat mai repede pentru Europa mai dificil. Țările din jurul nostru încep să iasă din criză. Și noi încă plimbăm hârtii și spunem tuturor că nu vrem investiții în România. Eu nu cred că România va fi, cel puțin cât trăim noi, doamna Ruse,
o țară în care absolut toți 20 de milioane o să mergem în pipera la birourile alea de sticlă și o să lucrăm cu laptopul în față. Cred că România are nevoie și de mineri, și de energeticieni, și de producție, nu doar de piese auto. Ori faptul că un guvern de dreapta care nu are bani, nu are bani de alocații, de pensii, de salarii, dar nu reușește să deblocheze această situație economică, pe mine mă uimește și mă îngrijorează pentru viitor. La ce se pot aștepta românii, domnule prim-ministru? Anul ăsta pare destul de clar că nu o să fie niciun fel de creșteri de salarii, alocațiile trebuiau să crească de la 1 iulie, nu o să crească. A fost un scandal în Parlament ieri pe creșterea alocației cu 10 lei și atâta s-a putut face. Anul viitor va fi mai rău decât anul acesta din analiza dumneavoastră? Haideți să lămurim ceva. Aia că nu se poate mai mult de 10 lei. Eu am voie să vorbesc pentru că în luna de 1 iunie chiar, știu când a promulgat președintele legea 2015, eram prim-ministru, s-a promulgat legea cu dublarea alocațiilor, nu cu 10 lei, cu dublarea. Și a doua zi cu ministrul de finanțe și ministrul muncii am găsit banii și am plătit alocațiile. Aia că nu se poate, nu e adevărat. Sigur, poți să ai alte priorități. Dar ce revin eu la subiectul pe care l-am spus, dacă nu lăsăm economia să înceapă să-și revină, dacă o sufocăm în continuare, e o administrație care acum blochează tot, iar la partea politică, sigur, la PNL e bătălia la Congres, cine va fi, Orban sau Câțu, la USR la fel, dacă nu reușim să deblocăm economia, sigur că nu vor fi bani nici de salarii, nici de pensii, nici de alocații, că banii de unde să vină? Ne-am tot împrumutat și ne tot împrumutăm. Și asta cu banii europeni, să știți. Noi n-am luat încă banii din fondurile nerambursabile 2014-2020. Când eu am luat pe aia din planul național, Doamne ajută, deocamdată n-a fost aprobat. Dar dacă nu dai drumul la economie, dacă nu înțelegi că nu poți să-ți bagi joc de firme care vin și vor să bage bani în România și tu nu le dai o hârtie, nu le dai un aviz, îi plimbi luni de zile, normal că se duc la... Am văzut astăzi că au intrat minerii, s-au blocat în subteran pentru că așteaptă de un an de zile un aviz de la o instituție a statului. Păi o să închidă absolut tot ce mai e în România, și dar să știți că între timp în Bulgaria, în Polonia, în Ungaria, toată lumea lucrează și în minerii, și în energie, produc. Noi nu mai producem, noi producem hârtii. Și aud mereu chestia asta, dom'le, nu e că mie, eu nu vreau să ajung la DNA. Dar ai făcut ceva ilegal să ajungi la DNA? Nu, dar mai bine să nu fac, că dacă nu fac, cine nu muncește, nu greșește. Ori cred că asta e marea noastră problemă și răspunsul e foarte direct. Dacă nu dai drumul la economie, nu, nu o să ai bani. În 2014-2015 am avut bani de salarii, de pensii, de alocații, pentru că mergea economia. Că altfel de unde să scoatem banii? Din pământ. Dar dacă nu dai drumul, nu deblochezi o economie care e blocată în acest moment, nu vor fi bani nici la anul, nici peste 2 ani și ne vom certa și atâta. E o legătură între banii pe care ni-i acordă Uniunea Europeană prin acest plan național, acest PNRR, și înghețările de pensii, tăierile de sporuri, înghețările de salarii, economia pe care vrea să facă guvernul? Nu este. E o poveste. Dacă cineva spune, domne, nu ne dau bani europeni decât dacă înghețăm pensiile, e o minciună. Nu s-a discutat niciodată așa ceva la Bruxelles. Și mă rog, e încă o minciună pe lângă altele. Vă reamintesc că acum nu că vreau să iau partea cuiva, dar nu se ridica MCV-ul din cauza PSD-ului, că era PSD-ul la guvernare. Uite că nu se ridică nici acum, deci nu e, și nu se ridice nici la anul. Și așa mai departe. Nu e o legătură, e legătură cu altceva. Cu faptul că e mult mai ușor să te împrumuți pur și simplu așa niște bani decât să începi să produci într-o economie sănătoasă, adică să lași investiții, investitorii să angajeze, să plătească salarii, să plătească taxe, să ajute autoritățile locale. Dacă tu închizi tot și nu dai drumul să mai deschidă nimic, de unde să vină banii? Altă parte decât din împrumuturi. Dar împrumuturile și alea se termină la un moment dat și foarte curând o să ajungem la fundul sacului. Asta este temerea tuturor, iar guvernul ne dă de înțeles că deja am ajuns la fundul sacului, dar măsurile despre care dumneavoastră vorbeați nu se întrevăd de niciun fel. Eu sper totuși, sper că dincolo de bătălii interne, mă rog, între în interiorul partidului, cine va fi lider, cine... Eu cred totuși și sper și îmi doresc, și aici cred că o va sprijini și PSD-ul din opoziție,
Dom'le, trebuie să relansăm partea economică, trebuie să relansăm energia, mineritul, producția în România. Altfel, noi în acest moment, eu tot mă uit pe cifre, dar mă uit degeaba. Noi în acest moment ne împrumutăm cu bani, nu-i producem noi, ne împrumutăm și nici măcar nu-i lăsăm în țară, adică nu cumpărăm produse românești. Cumpărăm produse din Turcia, Bulgaria, Ungaria și așa mai departe. Deci e un circuit care înseamnă faliment. Te împrumut bani, nu-i țin casă la tine, ci îi dai mai departe la alții. Și când vine cineva care vrea să zică, dom'le, vreau să fac în România, să dezvolt un business, să vă angajez oameni, să plătesc taxe. Stați așa că vă mai lipsește o hârtie, stați că vă mai trimit un control, stați că nu se poate, că la noi nu se poate, numai la alții se poate. Asta e rețeta spre faliment. Este și întrebarea pe care vreau să vă pun, totuși premierul vine din mediul privat, adică te-ai aștepta să înțeleagă importanța mediului privat și importanța investițiilor. Eu de asta sunt îngrijorat, domnul Câțu, cu care am avut ocazia când eram amândoi în opoziție. Da, chiar știe mediul privat, chiar înțelege economia. Părerea mea este că nu are niciun control asupra administrației, dacă mă întrebați. Că nu știi cine e de la organizația nu știu care, cine e din tabăra X, cine e de la partidul Y. Dar dacă nu o să facă acest lucru, poate, nu știu, dacă când o să fie și președintă de partid, dar deocamdată azi când vă spun, administrația românească, în loc să înțeleagă și să lucreze, dom'le, hai să dezvoltăm țara, să reformim economia, toată lumea așteaptă. Și toată lumea așteaptă și așteptăm și, repet, ne împrumutăm cu bani pe care îi trimitem în afară ca să cumpărăm ce găsim în supermarketuri și inclusiv, știți bine, și materiale de construcții, ce se mai construiește în România, am ajuns să importăm tot, și ciment, și cred că și sacii de nisip o să importăm, ceea ce e clar rețetă spre faliment. Vreau să mai discutăm o ultimă chestiune, domnule prim-ministru. Astăzi e o întrevedere crucială pentru întreaga planetă între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin. Câteva secunde de imagini și comentăm imediat. Prim-ministru, imaginile le-au arătat împreună pe Vladimir Putin și Joe Biden. Toată lumea se întreabă dincolo de marile probleme ale planetei legate de relația cu China, de felul în care se vor raporta una la cealaltă cele două mari puteri. Pentru România, ce implicații sunt? Contăm în vreun fel, pentru că am avut din partea președintelui Klaus Iohannis asigurări de la rândul de la președintele Joe Biden că Statele Unite sunt foarte implicate în tot ceea ce înseamnă flancul estic al NATO. Doamna Ruse, poate se supără lumea, dar eu vă spun ce cred. Nu contăm noi. Nu ne întreabă nimeni pe noi când înainte de întâlnirile între Joe Biden și Putin sau între Joe Biden și Xi Jinping. Dar noi care suntem clar într-o tabără, suntem în parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Vă spun direct și mulți se vor supăra. Avem tot interesul ca americanii, Joe Biden, să se întâlnească și cu Putin, să se întâlnească și cu Xi Jinping. De ce? Pentru că, în general, când se bat cei mari, plătim ăștia mici. Dacă cei cu care noi suntem, americanii, au totuși dialog, au și multe dispute, dar au dialog și cu rușii, și cu chinezii, și cu ceilalți, noi avem de câștigat, că altfel nu mai suntem noi, știți cum, ăia mici care o încasăm din toate părțile. Deci atâta timp cât noi suntem într-o tabără foarte clară și e foarte bine că suntem în parteneriatul cu America, dar America față de perioada trecută are dialog cu Rusia, cu China, cu Europa, noi avem numai de câștigat. Când nu există dialog, se bat cei mari și de obicei ne bat pe noi ăștia mici. Spuneți așa, nu contăm și într-adevăr România la nivelul, dacă te uiți la nivelul întregii hărți internaționale, contează destul de puțin. E vreo șansă ca, sau mă rog, ține cumva de noi, de guvernul actual, guvernul viitor, de președintele României, să facem să contăm și să ne promovăm propriul interes? Într-un singur fel, în măsura în care reușim să dezvoltăm ceea ce exista deja, din punct de vedere militar, e acea trilaterală Turcia-România-Polonia, care contează, e practic flancul estic al NATO. Din punct de vedere regional am făcut o altă trilaterală cu Serbia-Bulgaria, la care s-a adăugat și Grecia. Singur, nu o să contăm. Dar dacă, din punct de vedere regional, dacă ne ținem aceste relații
Și dacă când mergem și vorbim cu americanii, mergem alături de încă câțiva lângă noi, de Turcia și Polonia pe militar, de Bulgaria, Serbia, Grecia pe economic, atunci da, putem să contăm pe plan regional. Pe plan mondial, mai greu, dar nu cred că asta ne dorim. Ce ne-mi doresc eu pentru România este să ne dezvoltăm relațiile economice, având relația, parteneriatul strategic militar cu Statele Unite ale Americii, să ne dezvoltăm economic, pentru că până la urmă eu nu cred că românul mâine dimineață e speriat că vin rușii peste el sau chinezii, ci e speriat de dacă are, mai are loc de muncă, dacă nu mai are, dacă îi ajunge salariul sau nu, sau pensia, ori asta e de fapt ceea ce contează pentru oameni, atâta timp cât, slavă Domnului, siguranță militară prin parteneriatul cu America avem și nu cred că ne amenință cineva mâine să ocupe România. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Le mulțumesc și invitațiilor pentru că au avut răbdarea să asculte acest dialog. Aș vrea să revin la ceea ce, la subiectul cu care am început emisiunea. Domnule Călin Bota, sunteți reprezentantul Partidului de Guvernământ. Vine avertismentul profesorului Coșa, scumpiri în lanț. Multe, foarte multe scumpiri. Inflația mai mare decât cea reală. În condițiile în care prețurile cresc, în mod clar ne îndreptăm către o înghețare a salariilor, a pensiilor, alocațiile vor crește cât vor crește. Asta înseamnă pentru noi toți că vom sărăci pe fond. Numai o secundă. Haideți că nu toată lumea este angajată la stat și nu toată lumea este funcționar public ca să intre în categoria celor cu salariile care vor fi menținute la același nivel de tot parcursul anului 2021. La nivelul sectorului privat au fost înregistrate creșteri succesive ale salariului mediu brut și ale salariului mediu net, care au fost date în ultima perioadă. Sunt într-adevăr câteva elemente care în acest moment alertează pe toată lumea datorită faptului că o serie de prețuri ale produselor care se achiziționează din import au cunoscut creșteri foarte mari datorită blocajelor care au existat la nivel global în zona economică, în zona industrială și care astăzi, datorită reînceperii activităților economice, datorită cererii foarte mari, vor genera o perioadă de timp anumite creșteri de prețuri, care eu cred că totuși, până la urmă, vor fi reglate, întrucât, așa cum s-a văzut și la noi, economia și-a dat drumul, chiar dacă domnul Ponta spune că a fost fază din criză, eu cred că cu toții am trăit în aceleași momente în ultimul an și am înțeles faptul că această criză economică a fost, până la urmă, generată de criza sanitară prin care a trecut întreaga omenire, nu doar România, nu doar Ungaria, nu doar Bulgaria și așa tocmai mai departe. Tocmai, a fost peste tot, adică criza asta nu a fost numai România. Sunt efectele globalizării care, din nefericire, în acest moment și noi, ca și mulți alții din această lume, le vom resimți o perioadă de timp, dar eu cred că acestea se vor remedia, pentru că atâta vreme cât cererea în economie va cunoaște o creștere și producția va urma același trend, urmând ca operatorii economici să-și repornească structurile productive, astfel încât să poată pune la dispoziția cumpărătorilor produsele la prețuri rezonabile. Am vreau să revin totuși asupra unui subiect extrem de important care a fost abordat, cel al investițiilor. Trebuie să înțelegem un lucru. Anul trecut au fost investiții blocate, deci mă refer aici la cele la nivelul sectorului privat, pentru că cele publice au crescut cu 9 miliarde de lei peste ceea ce am avut în 2019, iar anul acesta avem investiții publice de 61 de miliarde. Iar în ceea ce înseamnă investițiile străine, conform rapoartelor Băncii Naționale a României publicate în data de 14 iunie, și mă refer la balanța de plăți și datoria externă, avem investiții străine în creștere față de perioada anterioară, care se cifrează la 2,33 miliarde de euro. Am înțeles. Deci merge bine mediul privat, merg bine și investițiile la stat. Ei, o să fie acum, un pic mai greu. Nu ne imaginăm că toate aceste lucruri de mâine avem creșteri de 50%. Lucrurile acestea au un circuit, au un tren care trebuie urmărit și care trebuie ajustat și susținut prin deciziile care se iau la nivel guvernamental, astfel încât să se asigură o predictibilitate pe tot ceea ce urmează să se întâmple în mediul fiscal mai ales. Vreau să vedem ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Au reușit liderii puterii să schimbe avocatul poporului. Nu mai este doamna Renate Weber, o să aflăm pe cine vor să pună în loc. Dar a fost un discurs care a ieșit un pic din notă. Bineînțeles, doamna senator Șoșoacă, să o vedem. Dacă ne aducem aminte, în timp ce dumneavoastră, în timpul stării de urgență, umpleați guvernul României cu pahare de whisky și trabucuri, poporul român era amendat cu 20.000 de lei pentru că își permitea să-și cumpere o pâine. Curtea Constituțională v-a anulat
acele ordine. Dumneavoastră sunteți cei care ați încălcat Constituția României. Avocatul poporului a fost singura instituție din România care a ținut partea poporului român. Dumneavoastră sunteți cei care ați omorât oameni în spitale, i-ați legat de pat, le-ați dat tratamente inumane. Senatul Statelor Unite ale Americii a menționat că pandemia este o minciună care ați condus-o dumneavoastră, omorând oameni. Timpul asta este adevărul, domnule Orban. Expirat, dumneavoastră și cu acest guvern care v-a urmat. Vă apropiați de finalul intervenției. De final. Acum am să vă rog să nu mai întrerupeți recitarea din Eminescu, pentru că vă dedic. Cum nu vii tu țepești, doamne? Intervenția pe procedură a fost finalizată. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă există observații cu privire la titlu, există observații cu privire la titlu? Nu. Adoptat. Nu poți să zici altceva decât Eminescu să ne judece când te uiți la imaginile astea. Domnule profesor Pielanu, dincolo de exotismul discursului și atitudinii doamnei Șoșoacă, e o realitate. Doamna Renate Weber a fost una dintre vocile critice în pandemie și a fost lăudată de multă lume pentru că a acționat în interesul cetățeanului, a contestat lucrurile care erau aberante. Cu ce a păcătuit doamna Weber? De ce a trebuit schimbată? Ați înțeles? A păcătuit și domnia sa și predecesorii săi printr-un simplu motiv, acela că a fost numită politic. M-auziți? Da, vă auzim. Pentru că, în mod evident, avocatul poporului, cum bine spuneați mai devreme, care reprezintă și apără interesele poporului. Iertați-mă, nu poporul a pus-o nici pe doamna Weber, pe care o prețuiesc foarte mult, să ne înțelegem una, alta, și nici pe domnul Ciorbea sau pe cei care au mai fost avocați, mai puțin cunoscuți ai poporului, da? Mă aștept ca și pe viitor noua putere să procedeze fix la fel. Adică până când nu vom avea o legislație din care să rezulte clar nu numai transparența, ci și echidistanța numirii viitorului avocat al poporului, vom avea aceleași sentiment de eternă repetabilitate. Se întâmplă același lucru și la televiziunea națională. Nu sunt în niciun caz un apărător al fostei președinte, doamna Grada, ba din contră, dar se întâmplă la fel. Se întâmplă la fel și la radioul public, se întâmplă la fel și la CNA. Da? Propun ca cetățean actualei puteri, actualei alianțe de guvernare, o procedură juridică, inclusiv de modificarea legii, de urgență, prin care aceste demnități publice, care sunt în interesul nostru și ne apără pe noi, să fie numite printr-un concurs transparent. Asta e soluția. Altfel, sigur, a fost mai bun, a fost mai rău. Evident, doamna Weber are o consistentă formare profesională, este un intelectual pe care îl respect, știe despre ce vorbește, vine din zona organizațiilor non-guvernamentale, lucru care se pare că se uită acum, a reprezentat cu cinste societatea civilă în anii 90 și nu numai. Deci are toate calitățile necesare pentru a putea obține această funcție. Dar decizia politică este una pe care eu nu o pot contesta. A fost numită pentru o decizie politică, e demisă pentru o decizie politică. Câștigul meu ca cetățean este zero. Atenție, nu înseamnă rasism. Înseamnă zero, da? Care e discuția? E câștigul nostru, într-adevăr, ca cetățenie zero, dar câștigă un om care se va alege cu o funcție importantă, nu orice fel de funcție. Pentru că acel om care se va alege, nu știu cum îl cheamă sau nu știm nici noi deocamdată, o funcție politică, probabil că a muncit foarte mult în campania electorală. Și merită răsplătit. Este membru PNL sau simpatizant PNL sau, după caz, USR sau... Așa se va întâmpla și peste 4 ani, unde să zicem că PSD-ul va reveni la putere. Toți cei numiți acum vor fi schimbați de cei care vor veni după 2024. Astăzi uite, există rotativa, cum exact, se spune. Exact, rotativa de pe vremuri, foarte, foarte bună imagină. Vreau să vă mai arăt niște imagini. Liderul AUR, care este, pare totuși lider al opoziției, l-a atacat pe premierul Florin Câțu, bineînțeles, superbal. Și apoi l-a luat la întrebări pe vicepremierul Barna, să vedem imaginile. Domnul prim-ministru, acum putem vorbi despre PNRR? Ați învățat poetul cu poezia, că de anul trecut ați greșit poetul. N-am greșit, era o poezie dedicată lui Eminescu, dar nu despre asta.
e vorba. Dacă putem să discutăm despre PNRR. Nu vă supărați, discutăm ceva și veniți și vă băgați. Cei 7 ani de acasă, dacă... Așteptăm. Da, mă rog frumos, așteptați-vă. George. Nu e ok, au două vorbă și oamenii. Vrem să vorbim și noi cu domnul prim-ministru, nu? Dar așteptăm. E o discuție de grup aici, da. Așa. Așa. Domnul Barna, vă pot întreba ce căutați la meciul de fotbal lângă șeful de la DNA? Era la un pas distanță de dumneavoastră. La un scaun. Și în fața dumneavoastră era șeful de la DNA. Pe care nu-l cunoașteți, dar care vă anchetează. Aveți dosar la DNA, nu? Nu. Cum nu? Nu. Nu sunteți cercetat de DNA? Eu vă întreb. Domnule deputat Fălcoi, ați învățat ceva pe cei de la AUR, cum să filmeze cu telefonul direct în plenul Parlamentului. Pare că lecția a fost însușită și chiar perfecționată. Da, asta nu este nicio problemă. Filmarea în timpul ședințelor de plen ale Parlamentului, chiar și în timpul ședințelor de comisii din Parlamentul României, nu este nicio problemă. Aceste ședințe sunt publice, ele sunt, le pot fi găsite și în mediul online. Deci n-am nicio problemă cu această filmare. Acum ține și de ce spui în acea filmare și de ce faci în acea filmare. Da, mă rog. Păi domnul Țimion a pus niște întrebări. Sigur, a pus niște întrebări care pot fi puse și în alt context. Dacă dumneavoastră, la dumneavoastră ar veni și v-ar întreba așa, în modul acesta, cum ați reacționa? Da, domnul Țimion avea niște întrebări pe care le poate pune oricând și în mod oficial celor doi și la care cu siguranță va primi răspuns, pentru că așa sunt legile în România. Poate să facă oricând o interpelare, poate să pună întrebări tot așa oficial. De asemenea, poate, în condițiile în care și domnul prim-ministru sau domnul viceprim-ministru au această disponibilitate, poate să aibă și o discuție prietenească, să zic așa, cu cei doi. Păi, altfel care poate, mai e altfel trecem la oficial. Dacă discuția nu este amicală, nu este una purtată în niște termeni pe care să-i agreze cele două părți, trecem la discuții oficiale și atunci discutăm oficial. Nu este absolut nicio problemă asta. Mă rog, mie mi se pare bizar ca între membrii Parlamentului să se întâmple așa ceva, dar dacă dumneavoastră spuneți că este... Ce anume vi se pare bizar? Nu știu, să te duci cu telefonul, să-ți înregistrezi colegul de Parlament și după aia să pui filmarea pe Facebook. Da, este, dumneavoastră v-a perfecționat AUR. Este un mod de acțiune, un mod de expunere publică pe care anumiți membri ai Parlamentului îl adoptă. N-am nicio problemă cu asta, eu n-am absolut nimic de ascuns. Nu cred că e vreunul dintre colegii mei de partid care să aibă ceva de ascuns. Nu m-am ferit niciodată din fața unui telefon îndreptat pe mine care filmează sau care transmite în direct. Prin urmare, eu nu văd absolut nicio problemă. Am înțeles, avem viziuni diferite. Domnule Manole, v-a cam luat AUR fața în, relația cu partidele de guvern. Practic, cei de la AUR fac opoziția pe care o făcea pe vremuri USR la adresa PSD. Sunt zgomotoși și adevărat, dar nu cred că cetățenii duc lipsă de zgomot în perioada asta. Și vreau mai ales să mă refer la câteva chestii care s-au spus mai devreme, că a zis colegul de la Partidul Național Liberal că în mediul privat, spre deosebire de mediul public, am încercat să fac așa o paralelă între meritoși și mai puțin meritoși, în mediul privat, vezi, doamne, cresc salariile pentru că e un mediu competitiv și frumos. 1.500.000 de români, domnule liberal, lucrează în mediul privat pe salariu minim pe economie, care nu crește domnule în Manole, de 10 ani. Suntem de un an și jumătate la guvernare. Nu se înțelege, vă rog să vorbiți pe rând. Să,
să vă stăpâniți. Deci 1,5 milioane de români care lucrează pe salariu minim pe economie au salariu crescut, indiferent de progresul firmelor în care lucrează, doar atunci când guvernul crește salariul minim. Și vreau să vă spun că la capitolul ăsta și primul ministru Câțu, atât atunci când era un simplu economist, cât și acum când este prim-ministru, este un adversar și s-a și votat în consecință un adversar al creșterii salariului minim pe economie. Și să nu-mi spuneți cumva că el trebuie corelat cu productivitatea, că o să vă explic apoi care lege din România spune altceva, lege pe care nu cred că o știți în acest moment. O scurtă replică, vă rog. Da, eu cred că domnul Manole ar trebui să fie puțin mai atent, puțin în exprimare, pentru că nu ar trebui să uite faptul că Partidul Social Democrat se află la guvernare încă din anul 2012, cu o singură perioadă în care a stat puțin cuvinte în Parlament. Noi nu suntem din 2012, suntem din 2012. 1,5 milioane de români care sunt plătiți astăzi cu salariu minim, nu avea Partidul Național Liberal ca să rezolve această situație într-un an de guvernare în care s-a suprapus și peste o pandemie. Dacă dumnealor ar fi fost atât de preocupat de aceste situații, aveau posibilitatea ca în acești ani din urmă în care s-au aflat la guvernare și am avut creșteri economice să crească salariile minime, să asigură un mediu competitiv în mediul privat care să aducă investiții care să însemne, să se deruleze cu valoare adăugată mare și care să asigură creșterea salariilor. Ar fi putut tot dumnealor să realizeze acele creștere ale alocațiilor pentru copii care s-au dublat de fiecare dată la solicitarea și la inițiativa Partidului Național Liberal. Bun, vreau să mai vedem niște imagini, că e păcat să se piardă. Domnul Claudiu Năsui, ministru al economiei, gafa absolut incredibilă, cei de la Știri pe Surse scriu că domnul Năsui a făcut publică o filmare dintr-o fabrică de armament. Știți cu toții, fabricile de armament constituie, intră în perimetrul incidentelor de securitate atunci când apar imagini din interiorul lor. Haideți să vedem. Aflat într-o sesiune de vizite la diverse fabrici de armament din Brașov, ministrul economiei a postat pe rețelele de socializare o filmare ce ilustrează detalii privind capacitățile de producție din cadrul fabricilor militare. Din dorința de a-și face publicitate, Claudiu Năsui a reușit astfel să devină protagonistul unui incident major de securitate. Astfel de imagini, precum cele făcute publice de Claudiu Năsui, sunt considerate a fi informații clasificate. Foste clasificate, domnule Jelea, că acum le vedem cu toții. Eu nu înțeleg ce l-a apucat pe domnul ministru Năsui să facă publice imaginile astea, că n-am nicio explicație. Adică a găsit vreuna? Nu pot să găsesc nicio explicație, dar sincer nu cred că există o explicație. Bănuiesc că e vorba, la mod obiectiv vorbind, sigur, aș putea să fac acum o digresiune de un sfert de oră în care să batjocoresc genul ăsta de personaje și genul ăsta de atitudini și de comportamente. Doar că în mod obiectiv și din respect pentru noastră și telespectatorii noștri, am să vă spun că nu cred că există o explicație, echivocă, o explicație ocultă. Sunt de părere că domnia sa nu știa lucrul ăsta, la fel cum vedem că la nivelul sectorului unei administrații locale, oamenii ăștia nu știu să strângă gunoiul, la fel cum în alte ministere nu știu ce au de făcut. E vorba de o incapacitate instituțională. Sigur, ea se dobândește în timp. E normal ca un partid nou aflat la putere, abia intrat pe coridoarele puterii de 6 luni de zile, e normal că are nevoie de o perioadă de acomodare. Acum, faptul că din păcate noi trebuie să suferim pentru că dumnealor se califică la locul de muncă, e un fapt secundar, dar până la urmă asta e democrația. Eu personal, ca politolog și ca istoric, respect lucrul ăsta și întotdeauna nu voi avea un alt discurs. Adică e normal ca oamenii să beneficieze pe deplin de votul lor. Că vorbim de o prezență de 30%, din care actuala coaliție a avut 41%, mă rog, nu pun UDMR-ul la socoteală, deci 12% din populație, dacă ne-am raportat la discursul lor din ultimii 4 ani de zile, am zice că sunt un guvern ilegitim. Nu, eu nu cred că sunt un guvern ilegitim, cred că sunt un guvern cât se poate de legitim, câtă vreme
acei oameni, cât au fost 30% s-au prezentat la vot, doar ei contează, punct. Iar în al doilea rând, câtă vreme a existat un vot de investitură al actualului cabinet în Parlamentul României, la fel cum, să nu uităm totuși, actuala formulă, mai puțin USR-ul, în mod oficial cel puțin, pentru că aveau avut oameni și înainte în diferite zone guvernamentale, acest guvern are deja, cred, un an și 8 luni de zile, dacă nu greșesc, sau această formulă cu PNL-ul în frunte. Adică, în ultimul an și 8 luni de zile, acești oameni, inclusiv cu sprijinul PSD-ului, să nu uităm lucrul ăsta, cel puțin în pandemie, acum un an și 2 luni de zile, nu uitați, după ce domnul Câțu, ce fusese desemnat să formeze un cabinet în ideea că acel cabinet o să pice în Parlament și se va ajunge la alegeri anticipate, când domnia s-a renunțat la mandat, să nu uităm faptul că a doua oară domnul Orban a fost investit cu cabinetul pe care l-a condus cu voturile PSD-ului. Prin urmare, nu e o chestie de legitimitate, revin la ce ați întrebat și închei, e o chestiune exclusiv de incapacitate instituțională, de lipsă de experiență. Sunt oameni care de la a filma și a veni cu boxe în Parlament și a face circ, a se tăvăli pe jos, au ajuns într-adevăr la butoane, au ajuns în niște birouri unde trebuie să facă niște lucruri. Mai cu seamă într-un sistem destul de încălcit, cum este cel al birocrației românești, formată și constituită și construită atât legislativ cât și la nivel de mentalitate, de antropologie culturală, dacă vreți, pe un model care în mod evident nu e axat pe eficiență. Domnule deputat Fălcoi, conduceți o comisie importantă a Parlamentului, Comisia de Control asupra activității SIE. Sunt imagini la țin de siguranță națională? Pe mine mă umflă râsul când aud de incident major de securitate. Hai serios, care sunt marile detalii din uzina aceea pe care le-a expus Claudiu Năsui acolo? Sunt filmate două elicoptere care erau într-un hangar și care așteptau să fie, probabil, să fie scoase ceva piese de pe ele sau să fie montate ceva piese după ele. Să nu uităm că în toate fabricile de armament din lumea asta se filmează, se fotografiază, acestea apar pe tot felul de, în mediul online, pe tot felul de site-uri. Și eu am fost în străinătate într-o fabrică de armament și am făcut fotografii acolo, m-am filmat, nu a fost nicio problemă. V-ați filmat oriunde ați dori dumneavoastră. Alarmismul ăsta pe mine mă termină. Nu este corect ce faceți, pentru că știți foarte bine că sunt doar anumite zone în care poți intra și filma. Nu sigur te poți duce că oriunde. Da, iar asta nu era o zonă de securitate în care s-a filmat, doamne. Scria undeva că e o zonă de securitate. Serios, ați văzut dumneavoastră ceva în acele imagini care să arate ceva că ar fi fost o zonă de securitate? Haideți că vă răspund eu. Nu vă supărați, doamna Ruse. Iertați-mă, așa ne-am trezit cu domnul ministru Ciucă publicând într-o poză niște coduri. Doamna Ruse, îngăduiți-mi și mie 10 secunde, pentru că am coordonat industria de apărare în Ministerul Economiei acum vreo 15 ani de zile, după care am avut toată industria, inclusiv industria de apărare, în subordine directă la VAS. Da, foarte pe scurt. Tot ceea ce înseamnă fabrici, întreprinderi, uzine din industria de apărare, încă de la poartă, sunt pus un milion de semne că este perimetru de securitate și că n-ai voie să filmezi. Nimic. Sunt doar niște semne de interzis fotografiatul, păi da, pe care le găsiți. Haideți să ne înțelegem. Perimetrul de securitate se stabilește prin niște documente. Nu e așa unde ne imaginăm noi că ar fi perimetrul de securitate. Iar zona aceea pe care ați văzut-o în imaginile respective nu avea niciun rost să fie perimetru de securitate. Nu e nimic secret acolo care să nu poată fi făcut public. Rostul de a publica acele imagini îl găsiți, domnule deputat? Și vă întreb asta cu tot respectul, pentru că v-am văzut și v-am citit interviurile din ultima perioadă, v-am văzut deschiderea în a discuta niște subiecte care în perioada, în foarte mulți ani, au fost puse sub tăcere, legate de felul în care se comportă serviciile secrete. Și vă întreb, tocmai pentru că vă știu, un om cât se poate de onest în ceea ce privește acest domeniu. Vreun rost în a publica aceste imagini? Asta e altă discuție, dar de la o mică gafă, să spun așa, să ajungi la incident major de securitate, mie mi se pare aberant. Nu e niciun incident major de securitate. A făcut ministrul Claudiu Năsui o mică gafă publicând niște imagini dintr-o fabrică. Putem să discutăm pe tema asta, deși eu nu o consider. Mulțumesc foarte mult, trebuie să luăm publicitate. Domnul Ștemlor, imediat revenim cu un interviu pe care merită să-l vedeți. Este vorba despre anunțuri oficiale cu privire la un cutremur de mare magnitudine. O să vedeți care este pericolul pentru România și ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Revenim.
Bine ați revenit la ultima oră. Producerea unui cutremur mare în România este iminentă. În fiecare secol au loc în zona Franța cam 3 sau 4 seisme mari, însă în ultimii 100 de ani, a avut loc doar un singur cutremur puternic. Directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului susține că specialiștii nu pot preconiza data. Singurul lucru pe care îl pot face este să alerteze autoritățile în câteva secunde. Haideți să vedem. Activitatea seismică în zona Vrancei este o activitate normală, dar în ultimele 3 zile s-au produs câteva cutremure mai dese în zona Vrancei, cu adâncimi cuprinse între 0 și 20 de kilometri, deci și în partea crustală a regiunii Vrancea. Cutremurul maxim a fost, cel mai mare cutremur a fost luni, cu magnitudine 3,4. Trebuie să știm că zona Vrancea este periculoasă la cutremurile puternice, nu la cutremurile de suprafață. Institutul a dezvoltat un sistem de alarmare seismică la cutremur. Este primul sistem operativ din Europa. Există asemenea sisteme și pe glob. Unda seismică ajunge la stațiile care sunt instalate în Vrancea, pe baza informațiilor pe care noi le înregistrăm la aceste stații, la minim 3 stații, noi evaluăm magnitudinea. Este posibil ca magnitudinea evaluată din primele 3 stații să fie mai mare, dar pe parcurs, cât se procesează și alte date, să scadă valoarea magnitudinii, astfel încât pentru această evaluare noi consumăm numai 3 secunde și după aceea alertăm instituțiile statului, cum ar fi Inspectoratul de Situații de Urgență, cele 40 de județe, plus inspectoratele din Bulgaria, cele care sunt în nordul Bulgariei, și centrele de urgență la nivelul guvernului și la nivelul ministerelor. Beneficiarii economici, avem centrala nucleară la Coslodui, avem centrul de cercetări de la Pitești, de la Râmnicu Vâlcea, pe partea asta nucleară, cel de la Măgurele. Mai sunt câteva baraje care primesc informații despre cutremur în ceea ce în buletinul, dar timpul de răspuns este de 25 de secunde. El poate să crească cu cât ne depărtăm de epicentru sau să scadă cu cât ne apropiem de epicentru. Cum probabil știți sau ați aflat, dacă suntem în Focșani, timpul este în jur de 10 secunde, aici este timpul de alertare, dar cu cât te depărtezi, ajungem la 25 pe București și la Craiova 30, la Timișoara 90 de secunde sau tot așa. El se adresează reducerii efectelor asupra infrastructurilor periculoase, care pot să aducă pagube economice, atât, dar și umane, de exemplu, dacă ai un proces tehnologic într-o anumită companie sau într-o anumită instituție, eu știu, un proces chimic, un proces care funcționează pe bază de gaze sau pe alte lucruri, respectivele instalații se pot opri, se pot bloca și ele sunt pregătite pentru a întâmpina unda periculoasă care va ajunge mai târziu cu câteva secunde în zona respectivă. Pentru populație, noi transmitem informația pe Twitter, pe Telegram, există un grup pasionat de cutremure, dar alarma nu se trimite la nivelul general al populației. Din punctul meu de vedere, ca seismolog și ca director de institut, ce să vă spun, nu se poate evalua, ști când se va produce cutremurul. Știm că zona Vrancea poate să producă 3-4 cutremure puternice pe an, pe secol, pardon. În secolul acesta nu s-a produs decât un cutremur în 2004, deci avem unul mai puternic, să zic așa, de 6 grade. Domnul și domnul, punem punct aici, ultime ore, rămâneți cu noi, urmează ediție specială
Andreea Crețulescu, România la Raport. Bună seara, Andreea! Bun găsit, Lili, bun găsit, doamnelor și domnilor. E bine, o să vă arăt imediat un document oficial, doamnelor și domnilor. Un document care e de natură să ne îngrijoreze. Practic, asistăm la cele mai mari scumpiri din ultimii 45 de ani. Este un document internațional. Atenție! Și în contextul acesta o să vă arăt ce ni se pregătește în secret. Aici, în România, ni se pregătește austeritate și, mai mult decât atât, o bătaie de joc. Apropo, știți de negocierea banilor la Bruxelles? Unii pleacă în concediu, lăsând totul baltă, după ce au stabilit austeritatea, adică și-au bagajul să duc în stațiuni de lux. Și o să vă dezvolui în seara aceasta cum România începe să fie scoasă la vânzare pe bucăți.